Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva a devenit funcțională în noul spațiu modernizat, iar pacienții care ajung aici beneficiază de toate condițiile și de servicii medicale la standarde europene. Proiectul de modernizare, extindere și dotare a urgenței din Deva are o valoare de peste 9 milioane de lei, la care s-au adăugat alte aproape 800 de mii de lei, investiții în echipamente medicale și mobilier. Consiliul Județean Hunedoara a derulat un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin care Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva a fost extinsă cu un nou corp de clădire pe două niveluri și care împreună cu spațiul vechi însumează 1400 de metri pătrați. În urma realizării acestei investiții majore, urgența din Deva a fost considerată de către conducerea ADR Vest un exemplu de bune practici la nivelul regiunii. Zona de triaj foarte spațioasă, cabinetele de consultații, staționarele, cabinetele personalului medical și zona distinctă destinată urgențelor pediatrice oferă cele mai bune condiții pentru desfășurarea unui act medical performant. În paralel cu acest proiect, am derulat o a doua investiție realizată de această dată din bugetul Consiliului Județean Hunedoara, prin care a fost realizată o etajare suplimentară. Aceste spații includ o sală de așteptare pentru însoțitorii pacienților ajunși la urgențe, precum și o zonă destinată administrației spitalului. Sunt două facilități care oferă spitalului din Deva standarde înalte de funcționare și arată atât respectul pentru pacienți, cât și pentru echipa medicală și administrativă a unității sanitare, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor.